Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Pentru că această emisiune nu are ca subiect neapărat doar spiritualitatea. Astăzi am adus în platou un invitat care nu este pentru prima oară în emisiunea mea. A mai fost în 2018, în februarie. Pe vremea aceea... Da, mai întâi să vi-l prezint. Și este vorba de Radu Secuiu. Bine ai venit, ai revenit în emisiunea Viață în Armonie. Bine v-am regăsit. Bună ziua. Radu, vreau să ne povestești, pentru că tu ai văzut că emisiunea mea e mai mult ca o poveste, așa, care întotdeauna se termină frumos. Vreau să ne povestești puțin despre cine ești tu. Și am să spun de ce vreau să ne povestești lucrul ăsta. Pentru că poți fi un exemplu pentru foarte mulți tineri din România. Iar ceea ce îmi place mie să cred este că avem un potențial mare în tineretul din România, și mai ales să-i facem să rămână în țară, nu să plece. De aceea te-am invitat și de aceea aș vrea să ne povestești viața ta, așa, de când te-ai născut, cu părinții, cu bunicii, cum te duceai cu bunicul. Uite, sunt lucruri pe care fiecare dintre noi, în momentul în care ne aducem aminte de copilărie, ne dă o stare nostalgică plăcută, o căldură copilărească plăcută. Și vreau să ne... Pentru că tot vine decembrie și pentru că tot vin sărbătorile, este așa o stare de bine și de plăcută amintire pentru tot ce a fost copilăria noastră. De obicei, la mine, când vine Crăciun, mi-aduc aminte de copilărie. Te rog. Așa este. Da, sunt Radu Secuiu. Născut pe 14 august 1989, deci 33 de ani. Mulți înainte. Ești în aceeași zi născut cu fiul meu, doar că cu vreo 5 ani mai tânăr. E bine. Da, m-am născut în Piatra Neamț. Am copilărit în Piatra Neamț până la vârsta de 14 ani, după care am plecat în Italia cu familia, cu părinții. Am făcut și sport, am jucat fotbal, m-am reîntors la un moment dat din Italia, asta e așa o introducere. Tu spui pe repede înainte, hai să o luăm ușor. Căutam să evit unele detalii, dar văd că nu scap de dumneavoastră și atunci... Nu scap. Radu, când erai copil aveai un vis. Da. Care a fost? Voiam să joc fotbal, să fiu fotbalist. Și în acest demers s-a implicat mult tatăl meu, care m-a ajutat și m-a susținut mereu. La vârsta de 8 ani m-am înscris la Clubul Olimpia, CSS Olimpia Piatra Neamț, care aparținea de FC Ceahlăul. Uh-huh. Am jucat acolo până la vârsta de 13 ani jumătate. Ulterior am plecat în străinătate cu toată familia, dar am continuat acest vis, am căutat să joc, să fac toate demersurile și tot ce îmi stă în putință și cât mai bine, astfel încât să reușesc să-mi ating acest vis. Cum a fost transferul ăsta din România în Italia? Pentru că este o diferență. Și cum ai perceput tu și cum te-ai acomodat acolo? Acomodarea a fost bruscă. Pot spune, nici nu am avut timp să îmi dau seama de ce s-a întâmplat. Am ajuns în Italia la începutul lunii septembrie, primele zile, cred că prima săptămână din septembrie. Ulterior, știu că au mai durat 10 zile și a început școala. M-am trezit într-o clasă de italiani. Erau doar persoane italiene. Eram singurul român. La acea vreme, cum știți și dumneavoastră, era foarte, foarte mult rasism. În ce an era? În 2004. La începutul. Da, la începuturile erei Italia. Toată lumea pleca în Italia în perioada aia. Bineînțeles, am suferit acel rasism pe care l-am întâlnit. Pot spune că de multe ori chiar profesorii spuneau elevilor, copiilor din clasă, păi nu te jucă cu ăsta că e român, sau vedeți, stați mai departe de ei, că ați văzut românul ce face, dă în cap, omoară. Chiar era o perioadă atunci la știrile naționale,
difuzate pe canalele de televiziune naționale în Italia, în fiecare dimineață de la ora 7, deci înainte de școală, practic, la 8 începeau orele, la 7 toată lumea se uita la știri, cât se pregătea cu copiii să plece la școală, să vină, să se ducă la servici. Nu era dimineață în care să nu auzi că un român a spart o casă, un român a violat, un român a furat o mașină, o gașcă de români au bătut un italian sau doi și așa mai departe. Și atunci vă dați seama că fiind singurul român din clasă și printre puținii români din acel institut școlar, toate privirile erau îndreptate asupra mea și a celorlalți colegi români. Nu era tocmai plăcut, dar ușor, ușor am depășit. Am avut noroc din nou, repet, cu fotbalul, pentru că eram destul de bun la fotbal. Și îmi făceam treaba bine în teren și astfel am reușit să-mi câștig aprecierea și respectul atât colegilor din echipa de fotbal, cât și celor de la școală și implicit al profesorilor. Bun. La un moment dat ai avut un ghinion. Da. Acel ghinion a fost provocat de cineva, din câte am înțeles eu, lucru pe care tu nu știi dacă l-a făcut intenționat sau nu. Nu știu dacă l-a făcut intenționat, deși am avut discuții pe acest subiect cu persoana respectivă. Practic, la un antrenament m-am accidentat. Nici măcar n-a fost în timpul unui meci, era la un antrenament. Era un simplu antrenament cu câteva zile în urmă, deja câteva săptămâni, cred. Simțeam această repulsie a acestui individ asupra mea. El avea la vremea respectivă undeva la 30 de ani, eu aveam 17 ani jumătate și simțeam repulsia asta față de mine, pentru că dacă el avea o clauză pe contractul pe contractul echipei respective, dacă nu juca titular săptămânal, nu își mai încasa banii conform contractului, adică era penalizat, încasa mai puțin bani. De când am ajuns la echipă, îi luasem locul, să zic așa, și el era vizibil afectat și din punct de vedere al ego-ului său, dar și din punct de vedere financiar, siguranță. Și mi-a transmis câteva mesaje nu tocmai ortodoxe. Și ușor, ușor, la un antrenament, a făcut o intrare mai dură și m-am accidentat. Ce a însemnat accidentul ăsta pentru tine în viața ta, de fapt? A însemnat, inițial, am crezut că nu e nimic grav. Stau o lună, două săptămâni, îmi revin, intru în teren. Ce anume? Care a fost afecțiunea? Tendonul fisurat de la glezna stângă. După analize și investigații de specialitate, medicii au spus că este destul de grav și că ar trebui să îi fac o pauză de 2 ani de la fotbal. În acel moment mi-am văzut toată munca acumulată în 10 ani cum s-a dus de răpă, pentru că eram conștient, dacă stai pe loc 2 ani, cei care fac sport de performanță știu ce înseamnă să nu profesezi timp de 2 ani, e mult o lună să o pierzi de antrenament, dar aminte 2 ani, mai ales în perioada în care tu ești adolescent, tânăr și crești, ești pe creștere, trebuie să progresezi, să te antrenezi, să fii în formă mereu. Și după această decizie a medicilor, am suferit foarte mult, am rămas șocat, să zic așa, nu credeam că cineva poate să-ți facă rău în felul ăsta, în acest fel intenționat, dar a fost pentru mine și o maturizare bruscă, m-am trezit la realitate, mi-am dat seama că nu sunt într-un glob de cristal protejat cum eram în familie, mi-am dat seama că dincolo de ușa casei te așteaptă o lume dură și trebuie să te descurci. Bun, ai stat, din câte am înțeles eu, ai stat puțin timp, pentru că nu prea ai respectat ce a spus medicul. Așa este, aveți dreptate. Ați găsit, ați făcut investigații și m-ați prins. Trebuie. Da, din dorința arzătoare de a intra din nou în teren, de a demonstra că încă pot să joc și că încă trebuie să fiu acolo, am venit și am dat o probă la Gazmetan Mediaș pe vremea respectivă, club în Liga 1 a României.
Probele au decurs foarte bine, erau 5 zile de probă, primele 4 zile au decurs excelent. În ultima zi de probă, antrenorii și observatorii echipei respective au observat că eu evit să ștez cu piciorul stâng. Asta se întâmpla după un an de la accidentare, deci la jumătatea perioadei de pauză recomandate de medicii italieni. Și atunci ei îmi dădeau mingea, știu, mi-am zis și acum trăgeam la poartă, dădeam șuturi la poartă. Trebuia să conduci mingea de la vreo 35 de metri de poartă, dădeai pasă la antrenor, antrenorul ți-o dădea în stânga, în dreapta, iar tu trebuia să șutezi. De fiecare dată când îmi dădeau mingea pe piciorul stâng, făceam fentă de șut și mi-o puneam pe drept, pentru că știam că dacă șutez cu stângul, poate fi o problemă și simțeam durere după 4 zile intense de probe. Tendonul era deja foarte solicitat și atunci simțeam că dacă șutez nu va fi bine. A fost odată, de două, de trei ori, eu evitam, dădeam cu dreptul, în moment în care antrenorul respectiv și preparatorul de acolo îmi spune: Radu, dar pe fișa ta scrie că ești ambidestru, de ce nu tragi și cu stângul la poartă? De ce nu șutezi și cu stângul? I-am spus, șutezi și cu stângul, cum să nu puteam să-i spun, știi, eu dacă șutez să accidentat. Și atunci, odată, de două, de trei ori, nu mai știu exact, la un moment dat am simțit din nou o umflătură când am șutat. Și așa m-am accidentat și n-am mai putut continua. M-am dus în Italia cu trist din nou. Am contactat medicul care, țin să-i mulțumesc și în prezent, profesor doctor Verdoia, care a fost lângă mine întotdeauna pe tot parcursul ăsta. Acum este foarte în vârstă, dar am înțeles că încă profesează. Ne mai vedem ocazional la o pizza, la o vorbă când ajung pe la Milano. Am ținut legătura atât cu medicii, cât și cu unele persoane din fotbalul italian, impresari, antrenori, preparatori fizici și așa mai departe. Chiar și cu colegi de școală care au tot felul de meserii astăzi. Și primul lucru când m-am întâlnit cu doctor Verdoia, mi-a spus: cât timp a trecut de când ți-am zis să stai pe loc? Zic, un an. Ce, trebuia să stai doi? Zic, da, așa este. A înțeles ambiția mea, mi-a confirmat că am greșit, eram conștient de greșeala făcută, dar am zis, poate merge și așa. Nu, deci nu merge și așa. În momentul în care un doctor îți spune să faci repaus 2 ani sau o lună sau 3 săptămâni în funcție de afecțiunile pe care le poți avea, ar trebui să ținem cont de sfatul medicului și să nu mai facem de capul nostru, pentru că ulterior am mai stat până să mă vindec complet un an jumătate. Deci în total 2 ani jumătate, când puteam stau doar 2 ani. După acest an jumătate de repaus complet, când am intrat în teren nu mă mai regăseam. Adică colegii mei aveau o viteză fenomenală lângă mine, nu mai găseam poziția în teren, nu mai mi-era frică să pun piciorul pe minge sănătos, să intru în contrast cu colegii, să te bazi așa bărbătește, să zic așa, în teren, pentru că mi-era frică să nu mă mai accidentez. Lipsa condiției fizice și-a spus cuvântul și am considerat că ar fi mai bine să renunț la visul ăsta, pentru că mă cufundam într-un coșmar din care nu mai ieșeam. Și atunci am zis, mai bine pun stop, pentru că nu mai pot juca fotbal la acel nivel. Ambițios din fire fiind, am zis, dacă nu pot juca la acel nivel, mai bine mă retrag. Bun. Ai luat o hotărâre corectă pentru tine din punctul meu de vedere, pentru că e clar, atâta timp cât nu poți și nu te mai regăsești într-un loc și nu o mai faci cu sufletul deschis, e clar că nu e locul tău acolo. Dar ce ai făcut după aceea? După aceea am terminat liceul, pentru că pe perioada când jucam fotbal la acel nivel am întrerupt studiile liceale. Nu aveam timp, pur și simplu, cum sportivii de performanță, în general fotbaliști și alți sportivi de performanță, sunt nevoiți să renunțe la studii pentru a se putea antrena, având două, chiar trei antrenamente pe zi, nu mai aveai timp să mergi la cursuri. Am înțeles că astăzi sunt niște programe speciale care se fac, da. Recuperezi cursurile în weekend sau pe perioada de refacere, s-au așezat variante. Lucrurile, sunt variante. Dar acum 15 ani era mai dificil, era mai simplu să spui, lasă școala, hai să facem fotbal, că ești bun și facem fotbal.
De aici și miturile, glumi, bă, ești fotbalistul ăsta, nu știe să vorbească, nu știe să se poarte. Dar nu e chiar așa. Am văzut fotbaliști și sportivi de performanță foarte, foarte educați. David Popovici, unul dintre ei, care a ajuns la un nivel foarte ridicat și face performanță și ne reprezintă cu succes, și e un băiat educat, vorbește foarte bine limba engleză, vorbește foarte corect limba română și ne face cinste țării noastre. Așa este. Bă, ai terminat liceul în Italia sau în România? În Italia. În Italia. Am terminat liceul în Italia la vârsta de 21 de ani. Da. În Italia se fac 5 ani de liceu, nu 4, ca în România. Profilul pe care l-aveam eu economic, rageneria, implica 5 ani de liceu. Eu în anul 3 renunțasem la studii, școală, la școală, da, la cererea celor de la clubul sportiv. Am reluat școala, am luat bacul, m-am înscris la facultate, am terminat facultatea, după care am zis, băi, vreau să fac altceva. M-am înscris la armată. Toate astea fiind în Italia. Da, în Italia. În Italia. Așa, și asta este un alt episod interesant din viața ta. Asta da, doream, tot timpul mi-am dorit, nu știu, de mic, să fac altceva, adică ceva nou. Căutam să fac ceva nou, căutam să fac ceva care, din punctul meu de vedere, mă reprezenta și să reușesc să-mi fac familia, prietenii și cei apropiați să fie mândri de ceea ce fac. Bun, și te-ai dus la Academie? M-am dus la armată, la brigada de parașutiști la Folgore. Am făcut prima dată cerere, intrat voluntar, după care, după 3 luni de instrucție, poți să-ți alegi departamentul pe care să activezi. Eu am ales parașutism, am mers la parașutism. A urmat o pregătire foarte intensă. Cum a fost prima ta săritură? E emoționantă, dar în același timp inconștientă, pentru că ajungi acolo nu mai ai ce să faci. Deci odată ce ești în avion, trebuie să sari, altfel colegii din spate nu pot sări. Și eu eram, mi-amintesc și acum, al treilea la sări în avion dintr-un total de 19 persoane. Mamă, și? Te-ai aruncat singur sau te-a ajutat cineva? M-am aruncat, că dacă te ajută e mai rău. M-am aruncat singur. A fost frumos, o experiență de neuitat, saltul de la 700 de metri. Ți-a fost sufletul în gât? Așa ai simțit? Știți, când am conștientizat că m-am aruncat din avion, în momentul în care paroastea era deja deschisă și eu planam. Atunci am zis, băi, unde sunt? Și s-a petrecut atât de repede. S-a petrecut foarte repede și foarte frumos, o experiență unică. În viață, primul salt cu parașuta individual e ceva care îți rămâne în minte mulți ani. Mulți ani. Înainte ai mai sărit și cu altcineva? Nu. Doi? Sau direct singur? Se face perioada de instrucție. Când instructorii consideră că ești pregătit, te promovează și te propun la saltul real, să zic așa. Se face sari din turn, sari de în incinta unei săli de sport, de exemplu, sari de la 5 metri, de la 10 metri pe saltele. Uh-huh. Cu poziție de planare, cu tot, cu poziție de aterizare, înveți practic teoria, după care proba practică. Și până acolo și condiția fizică trebuie să fie foarte bună la paraștii, și condiția medicală și absolut tot. În visurile tale, când erai copil, ai visat să zbori? Nu. Și cu chiar toate nu. Astea și cu toate astea, unde te poartă viața? Bun. Nu. Ce ai făcut mai departe? Pentru ce, că ce mi-ar fi plăcut, după accidentarea de la fotbal, când doream să intru în armată, îmi doream tare mult să fiu pilot de avion pe avioanele alea rapide, rachete, miguri, da. Și, din păcate, depășisem vârsta. Pentru a te putea încadra în acea academie, vârsta maximă admisă pentru înscriere era 20 de ani, 21 neîmpliniți. Deci, cu o zi înainte de a împlini 21, puteai să te înscrii la această academie. La vremea respectivă aveam 22 de ani și nu s-a mai putut. Da. Și am mers pe parașutism. Bun, dar n-ai făcut din asta o carieră. De ce? N-am făcut o carieră pentru că în momentul când am terminat pregătirea, instrucția și toate cele, am participat la concurs pentru Academia Militară de la Modena, am trecut probele teorice, practice și așa mai departe, m-am blocat la interviu. Unul din părinți trebuia să fie italian 100%.
Pentru că intrând în acea academie cu grad de ofițer, mi-au spus ei, aveai acces la niște informații clasificate, iar Constituția italiană nu permitea accesul în academie decât persoanelor italiene, 100% italieni. Înțeles. Nu cu cetățenie dobândită, pentru că eu eram italian, dar cu cetățenie dobândită. Da. Părinții mei pe vremea aia încă nici nu aveau cetățenie obținută, aveau depuse dosarele, dar știu că dura foarte mult. Aici a fost o altă aventură de-a mea, că am obținut cetățenia în timp record cu un avocat, cu persoane, pentru că mulți ziceau, bă, tu de ce vrei cetățenie? Să pleci în America. Vorbim de acum 10-12 ani în urmă, da? Ți-ai cetățenia italiană, ești român, ți-ai cetățenie italiană, să pleci mai ușor în America. Zic, nu, fraților, vreau să-mi iau cetățenie tocmai pentru a rămâne în Italia și a face stadiu militar aici la voi. S-a înțeles, am obținut cetățenia, am intrat. Din păcate, mi-am dorit foarte mult să fiu ofițer. Haina militară mi-a plăcut, diviza carabinierilor, poliției italiene, dar am renunțat în momentul în care mi-am dat seama că nu pot merge mai departe datorită Constituției. A fost un al doilea boom al vieții tale? Da, putem spune și așa. Pentru că exista deja un precedent, acum cum ai reacționat? Era mult mai matur, mai pregătit, am luat-o ca atare. Am zis, bă, nu a fost să fie, pentru că orice ai încercat să faci în viață, dacă nu e scris să fie pentru tine să faci acel lucru, nu e. Viața te duce pe alte căi, trebuie să ai curajul să te oprești, să spui stop, nu merge, nu e ok, mergem mai departe. Așa și mergi mai departe cu toată energia și în plus față de precedente, cu experiența acumulată, în urma muncii și dezamăgirilor trăite în trecut. Și tu ce ai făcut mai departe? Mai departe... Aveai deja 23 de ani, nu? Aveam, după stadiul militar, aveam 24. 24. Cam 24 spre 25 de ani, da. Și am hotărât să vin în România, văzând că nu am reușit să intru acolo la academie. Am zis, ok, plec în țară. De mic, având gândul să abia așteptam vacanța de vară să plec în România. De mic copil. Și am zis, eu mă regăseam în România, mi-a plăcut foarte mult aici. Întotdeauna am considerat că locul meu este aici acasă. Deși familia la prima discuție a zis, unde pleci singur așa la 24 de ani, pleci de acasă, te duci în România, noi am venit în Italia, de ce nu stai aici? Uite, hai la muncă la noi aici, cu taică-miu să lucrezi, cu rude, cu prieteni, o grămadă. Oportunități erau de muncă. Am lucrat, dar nu mă regăseam, nu-mi plăcea să fac aceleași lucruri pe care le... Rutina, da, de zi cu zi. De luni până vineri la muncă, sâmbătă mergem, spălăm mașina, facem cumpărături, duminică dimineață la biserică, după amiază poate la un grătar și de luni iarăși la muncă. Am încercat tot timpul să ies din tipar și să caut în mine, să descoper în mine acel Radu, cea mai bună varianta mea. Bun, și ai găsit-o până la urmă? Venind în România, am găsit-o, spirit antreprenorial aveam încă de mic copil, mi-a plăcut, deși nu am niciun antreprenor în familie, mi-a plăcut ideea asta de business, ideea de a-ți crea un anturaj cu persoane de business, să ai ce învăța de la ei, pentru că un prieten spunea, dacă intri într-o cameră și ești cel mai deștept, ar trebui să părăsești camera aia cât mai rapid. Și atunci eu căutam camerele unde intram la un nivel mult mai mic și căutam să ies din acea cameră cu un bagaj de cunoștințe mult mai mare. Da, de admirat. Bun, am înțeles că la un moment dat ai cochetat și cu politica și ceva mai mult, că în emisiunea care am făcut-o noi rândul trecut, erai, făceai parte dintr-un partid. Dar nu despre asta vorbim, că tu știi, eu nu fac politică. Mie mi-a plăcut subiectul atunci, pentru că vorbeam despre tineret, despre felul în care încercai tu să ajuți tineretul în județul Neamț. Dar câteva cuvinte despre politică, despre cum te-ai simțit tu și la un moment dat ai plecat din partidul în care ai fost în altul, nu dăm nume că nu fac reclamă la niciun partid. Dar foarte multă lume spune în felul următor, în momentul în care o persoană, un personaj, un politician părăsește un partid, se duce la altul,
deja se numește traseism, adică este luat în colimator sub o anumită formă. Tu, la tine a fost altceva. La mine a fost altceva. M-am întors în România în 2014, prima dată, într-o vacanță mai prelungită. Vacanță de vară, ca de obicei, și am zis, băi, rămân un pic mai mult să văd cum mă adaptez pe aici, pe acasă. M-am reîntors în Italia. Când m-am întors pe final de an, în 2014 spre 2015, m-am reîntors, erau alegerile cu președintele României. Da. Și am fost cooptat, să zic așa, într-o echipă politică, într-un partid politic, unde m-am ocupat de sectorul tineretului. Și acolo, să zic, am început această carieră frumoasă, de altfel. Totul era nou pentru mine, am întâlnit persoane noi. Și cu entuziasm, și cu entuziasm de la așa bolnav, pot să spun. Unui tânăr de 25 de ani. Ce cocoș, da? Da, așa. Am format o echipă de tineri, am mers înainte și am ajuns consilier local la Piatra Neamț, candidat fiind pe listele acelui partid. Am fost ales consilier local, dar după 6 luni de mandat am plecat, mi-am dat demisia din acel partid. De ce? Pentru că aici vreau să ajung, adică și ăsta e un subiect, dacă vrei. A fost acolo, nimeni din acel partid nu mi-a greșit personal, să zic așa. Am avut niște discuții cu o persoană, discuții pe care persoana respectivă m-a mințit, fără a da nume, fără a intra în detalii. Am fost mințit de acea persoană că a discutat, că a făcut niște lucruri pe care l-am rugat să le facă. A zis una, a făcut alta. Eu, fiind cu principii și militar convins, alb e alb, negru e negru, am considerat că nu e locul meu acolo. Mulți mi-au spus, dar de ce n-ai mers să vorbești cu președintele partidului, să explici situația ta? Aici, da, am greșit. Fiind tânăr, fiind lipsit de experiență, cu siguranță dacă vorbeam cu președintele partidului la vremea respectivă, cred că puteam găsi formula potrivită. Dar sub impulsul respectând scara ierarhică, obișnuit fiind din armată, azi nu vorbesc direct cu liderul de partid, vorbesc cu cel care e peste mine, următoarea treaptă, ca ulterior să ajungă informația la liderul de partid. Mi-am dat seama că în România nu există în politică, cel puțin în anumite circumstanțe, nu caută nimeni nici să te ajute, nici să te promovezi, dimpotrivă, dacă vede și observă cam ceea ce ai vrea să faci bun, benefic, care să-i pună, dacă folosim acum termenul ăsta, scaunul în pericol, cu siguranță e bine să treci peste scara ierarhică și să vorbești cu cine trebuie să vorbești. Bingo! Deci, stimați prieteni, ăsta este unul din punctele pe care am vrut să le ating. Eu știam niște lucruri, dar nu știam exact despre ce este vorba. Ne-am lămurit și vreau să vă spun că acest tânăr pe care îl vedeți în față a avut curajul să spună aici în emisiune un lucru, un adevăr care doare în România, dar care nimeni nu ia atitudine. Deci nu poți să te ridici pe o scară ierarhică din punct de vedere politic decât dacă ești prea bun sau prea puternic sau ignori sau dai în cap la altul, ceea ce el n-a făcut. Și nu... De ce spun lucrul acesta și vreau să-l scot în evidență? Pentru că vreau să fie un exemplu pentru multă lume, pentru mulți oameni, pentru mulți cei care intră în politică și au senzația că vor face muntele de aur și nu îl fac, pentru că, iată, sunt alții mai mari care nu te lasă să urci. A fost unul din motivele pentru care am vrut să aflu aici de față cu toată lumea și să se știe de ce ai plecat de acolo. Și ai plecat în altă parte. Te-ai regăsit în alt partid? Am plecat în altă parte din convingerea și din dorința de a face performanță și de a aduce plus valoare. De a încerca să fac ceva pentru tinerii care erau în spatele meu, care mă reprezentau. Repet, aici iar ne blocăm. Pentru că ajungi, ai niște promisiuni în campaniile electorale, da, facem, ajutăm, mergem, organizăm evenimente, nu știu ce. Vorbești cu tinerii și la un moment dat, când e de făcut, cam dispar.
acele promisiuni. Asta e durerea. Da, în momentul în care, bineînțeles, tinerii au înțeles aspectul, am vorbit, noi suntem prieteni și azi, am o gașcă de tineri fenomenală pe care îi salut, prieteni din Piatra Neam și nu numai, de oriunde prin țară, din organizațiile de tineret politice de la nivel național, cu care am legat prietenii foarte strânse și pe care îi prețuiesc și pentru care nu au contat niciodată funcțiile, ci omul. Minunat! Asta este un lucru de admirat și de salutat. Exact. Pentru că, până la urmă, valoarea omului nu stă în funcție. Funcțiile vin și pleacă. Mulți văd copii cu ani mai mulți ca mine. Observ chiar în județul nostru, dar nu numai, la nivel național, la nivel regional, persoane care dețin o funcție și uită de unde cum au îi cheamă și de unde au plecat. De unde au plecat. Când dispare funcția și amintesc brusc. Dar persoanele rănite sau care au avut de suferit în urma deciziilor luate de acești oameni, nu uită. Da, este foarte bine să vezi că în urma ta contează ceea ce lași ca faptă, ce lași în sufletul oamenilor. Și asta este, cred că, până la urmă, menirea fiecărui om pe pământ, să lași ceva în urma ta, chiar dacă la un moment dat se spune, este o vorbă, în viață trebuie să plantezi un copac, să faci o casă și să dai naștere unui copil, să ai un copil. Astea ar fi trei lucruri elementare pentru evoluția omenirii. Mai sunt lucruri în spate, pentru că nu toată viața faci doar aceste trei lucruri. Sunt lucruri în spate pe care vii să le întărești și vii să-ți întărești spiritul tău până la urmă, pentru că Doamne, de aia ne-a trimis pe pământ să evoluăm. Așa este. Ești, nu te-am întrebat, ești un om credincios? Da, sunt credincios, dar nu sunt nici omul, aș minți să spun că merg duminică de duminică la biserică, nu că ar fi rău lucrul ăsta, dar nici timpul nu îmi permite să ajung săptămânal la biserică, însă când simt nevoia, mă deplasez cu mare încredere și credință în Dumnezeu către biserică, aprind o lumânare, mă închin puțin și plec. Uite, vreau să te întreb, în momentul când ai sărit cu parașuta, te-ai gândit la Dumnezeu? Întotdeauna. Ai zis ceva? Pe perioada pregătirii rugam, dacă consideră că aș putea să o fac, să lumineze pe instructor să mă trimită sar, dacă nu să mă lase pe pământ. Da. Așa spunem că atunci când e nevoia mare, atunci strigăm la Doamne. Da, de multe ori, vedeți dumneavoastră, când suntem sănătoși, nu punem preț pe anumite chestii normale, aparent normale, pe avem care le senzația avem. Senzația că ni se cuvine totul. Exact. Faptul că noi reușim să auzim, să vedem, să mergem, să ne putem deplasa, deja suntem cu toții binecuvântați de Dumnezeu. În momentul în care ești bolnav, zăci la pat sau ai o problemă, eu am avut coronavirus anul trecut și mi-a fost atât de rău, am stat 2 săptămâni în izolare, prima săptămână parcă nu eram eu. În acele momente când cu toții am trăit acest sentiment, în momentul când ne îmbolnăvim sau avem o problemă, uiți brusc de tot ce vrei să faci, îți dorești doar să fii sănătos. Și ți-aduce aminte de Dumnezeu că te-a lăsat pe pământ și te rogi să-ți dea sănătate. Radu, în ciuda ceea ce spui tu acum, ești un tip care îi place adrenalina. Deci eu am urmărit niște lucruri la tine și ți-am spus că, din punctul meu de vedere, cei care, și am multe cunoștințe în domeniul ăsta, nu, eu consider că nu sunteți întregi la minte, deci nu știu, să pleacă cu ATV-urile pe vârfuri de munți și mai de curând, acum vreo săptămână sau două, a decedat un tânăr tot într-o manevră de asta inconștientă, că nu știu cum să-i spun, când a plecat cu ATV-ul înapoi și s-a răsturnat, a căzut peste el și a decedat. Deci pentru mine lucrurile astea, sincer, pentru voi care sunteți tineri și nu numai, că până la urmă voi sunteți cei cu inițiativa asta a sporturilor extreme, dar mai sunt și oameni mai în vârstă care ar trebui cu părul alb să gândească puțin mai mult. Voi sunteți tineri, aveți viața înainte. Ce te determină să te duci și să faci turile astea cu ATV-ul și să
mă rog, toate lucrurile astea care îți ridică adrenalina, care este motivul, ce te face să ajungi acolo? Pentru că pentru mine e de neînțeles. Eu am o frică. Nu știu, nu trebuie să fie toată lumea ca mine. Adrenalina, în primul rând, doza de adrenalină de care fiecare tânăr este dependent, și compania prietenilor. Adică acolo ne relaxăm, sunt peisaje frumoase, mergem sus pe platou, facem un grătar, povestim, râdem, glumim, coborăm. Acum, Dumnezeu să-l ierte pe acel băiat care a decedat și condoleanțe familiei, dar întotdeauna trebuie să știi unde e limita. Noi nu facem la extrem acest sport, nu suntem profesioniști sau să mergem pe off-road la nivel profesionist. Mergem pur și simplu de distracție, între prieteni, ne plimbăm, ne relaxăm, după care revenim acasă și suntem conștienți. Dacă vedem că un traseu este prea periculos, nu ne aventurăm pe acel traseu. Bun, e un lucru de salutat faptul că nu sunteți chiar așa de nebun, ca să spun ghilimele de rigoare. Chiar atât de nebun, nu, da? Da, destul. Da, destul. Ce vreau să te întreb și nu te-am întrebat, pentru că, na, discuți de o viață de om, totuși ai o vârstă, și vreau să te întreb cum stai cu partea sentimentală, cu dragostea, dacă vrei, că e vorba aia, cum stai cu dragostea? Dragostea, nu pot să răspund cum aș răspunde în privat, în patru, dar stau bine. Asta era răspunsul, stau bine. Stau bine. Și veți afla, vă voi invita, dacă va fi un eveniment important, cu siguranță o să vă invit la, Doamne ajută, ai la de gând? Petrecere. De gând poate nu, dar trebuie. Nimic nu trebuie. Nimic trebuie nu trebuie. La un moment doar dat, simți nevoia. Simți nevoia la un moment dat, așa este. La un moment dat simți nevoia și de o familie și de... Eu te știu, de când te știu un băiat potolit. Deci, în afară de faptul că mergi cu zăpăcitele astea de ATV-uri. Care nu-i nimic rău. Nu-i nimic rău, vreau să spun un lucru și să... Poate nu ai știut bine, că nu știe multă lume. În Piatra Neamț, când au apărut ATV-urile, am un nepot care a adus mai multe. Și erau pentru el, pentru soție și pentru frate, cumnat. Și cine crezi că aveam carnet, nu era problemă, cine crezi că era prima femeie care mergea cu ATV-ul prin piatra? Gina. Așa că... Așa dar că... în Piatra Neamț, adică nu m-aș fi dus niciodată pe un deal unde să-mi fie viața pusă în pericol, ferească Dumnezeu. De asta spun că, știi, adevărul este, dacă ție se întâmplă, se întâmplă. Clar. O singură dată, dacă mergeați pe deal sau pe traseu off-road, cu siguranță reveneați și a doua oară cu ATV-ul. ATV-urile pentru asta sunt făcute. Ok, ajungi în locuri în care nu poți ajunge cu un autoturism sau ajungi, dar mai greu, pe picioare. Radu, am fost și am filmat la multe concursuri care au fost în Piatra Neamț și în județul Neamț și în zonă, unde sunt sporturi extreme. Deci, crede-mă, te rog, că nu. Nu mă pot duce pe coclauri. Nu. Eu pe pământ. Mai bine aici. Așa. Bun, deci mai clarificat niște lucruri. Ei, acum ce faci tu în Piatra Neamț? Ce faci tu că ai spus clar că ți-a plăcut de mic, ai avut așa tendințe de a fi antreprenor și acum faci ceva. Ce? Da, am o firmă de distribuție, materiale de construcții. Cum mai merg acum materialele de construcții, dat fiind faptul că s-au scumpit toate în ultima perioadă? Raportat la anul trecut, slab. Deci undeva la jumătate facturat pe materiale de construcție față de anul trecut. Se vede, se simte teama românilor de a mai cumpăra, de a mai construi, de a mai face demersuri în acest sens. Dar ce merg așa din inerție, cei care au început o casă și vezi, Doamne, trebuie să o acopere neapărat, să-i pună acoperiș, și atunci mai cumpără o tablă sau un geam sau chestii de genul. Dar să plece de la zero să construiască cum se construia anul trecut, nu. Am văzut foarte multe. Sau cam plafonat. Case începute și lăsate, scoase la vânzare la roșu sau... Da, pentru că nu mai este potențial. Materialele foarte scumpe, vedeți dumneavoastră și logistica, transportul s-a scumpit extrem de mult. Motorina e dublă la preț față de anul trecut. Da.
Și nu numai, dacă ai o casă mare, trebuie încălzită. Trebuie ori gaz, metan, ori lemn. Corect. Și altă alternativă să încălzești-o, că bun, hai să zic că la curent pui fotovoltaice, dar doar la curent. Și ala cât poate să ducă. Schimbi, spui centrală electrică. Dacă e doar că sunt alte demersuri și o investiție substanțială pentru a putea fi autonom 100%. Da, foarte scump. Cu panourile fotovoltaice. Ai și așa ceva? Da. Da? Punem, montăm și panouri fotovoltaice. Uite, avizamatorilor, cine, uite, montează fără să vreau și panouri fotovoltaice. Fără să vreau să fac reclamă, dar nu spunem firma, dar te caută pe tine. Nu, exact. Bun, dar tu... Toți mai... prietenii să apeleze la mine. Era altfel. Toate, era altfel, toate femeile îți vin la mine. Eu am dat-o pe fietele, context. Toate fetele îți vin la mine. Radu, da. Tu faci un lucru pe care eu l-am admirat. Deci, care este ceea ce faci tu de bază până la urmă, ca antreprenor? De bază, cel mai mult, până de agricultură. Ai. Da, agricultura, avem o fermă în regiunea nord-est a țării. O fermă de animale? Nu. Nu. Vegetală. Da. Lucrăm undeva la 1400 de hectare. Producem floarea soarelui, porumb, grâu, soia, rapiță. Și colaborez cu baza de cereale de la Verești, care este a partenerilor mei. Cumpărăm cereale, comerț cu cereale, achiziții, îngrășăminte și așa mai departe. Ajutăm inclusiv micii fermieri să se dezvolte, sprijinindu-i cu prețuri cât mai bune, cu prețuri competitive în această perioadă dificilă. Ați făcut și o asociație în care să aduceți micii fermieri ca să lucreze cu voi? Se încearcă a colabora și din acest punct de vedere, dar sunt demersuri juridice care trebuie puse la punct. Te vede lumea pe Facebook că pui fotografii sau filmulețe cu stând de vorbă cu oamenii la țară. Da, acolo luăm teren în arendă. Deci merg din casă în casă, în județul Suceava, în special, comunele limitrofe. De ce Suceava? De ce ai ales Suceava? Pentru că acolo Suceava, din punct de vedere a precipitațiilor, este un județ bun. Plouă des la Suceava și recoltele se fac. Ceea ce nu putem spune de Botoșani, unde Botoșani în ultimul timp, Botoșan, Vaslui, devine din ce în ce o zonă cât mai aridă. La Piatra Neamț, la Neamț mi-ar fi plăcut, dar există deja monopol creat de o societate mare pe care vreau să-i felicit. Au început cu mulți ani în urmă, când eu eram mic copil, și fac agricultură la un nivel profesionist, de-a dreptul profesionist și de la o dată. Da. Băi, nu, asta nu te împiedică să faci și tu lucrul acesta, pentru că deja ai început și văd că, slavă Domnului, lucrurile îți merg bine. Eu am o vorbă, când sufletul își dorește să facă ceva și acel ceva este făcut cu suflet, n-are cum să nu te ajute Dumnezeu în ceea ce faci. Și toată divinitatea este cu tine. Ești un antreprenor tânăr, cred, nu știu, că n-am de unde să știu, râvnit de multe femei. Vreau să spun că eu te admir și nu numai eu, pentru că ești un om cu care se poate discuta și îmi place că tu știi și vrei și poți să te ridici, să te cobori la orice nivel, lucru care este foarte important pentru caracterul unui om și asta ține de educație, de cei 7 ani de acasă și felicitări părinților pentru asta și bunicilor, care spuneai tu că vii acasă și îți plăcea tare mult să fii cu bunicii tăi. Da, foarte mult. Contează foarte mult. Ai văzut, am plecat de la amintiri din copilărie, am ajuns la pe final de emisiune, mai avem 5 minute, cred, și am ajuns înapoi de unde am plecat, pentru că asta este până la urmă cercul în care ne învârtim. Povestea vieții tale de până acum, bineînțeles, în mare, pentru că sunt foarte multe lucruri care ar putea fi scoase în evidență din viața ta și pentru că fiecare om are o poveste și pentru că fiecare viață bate filmul, așa cum și la tine s-a întâmplat lucrul acesta și ai trecut prin niște lucruri care ți-au marcat viața, te-aș provoca, dacă vrei, să, nu știu, să îți faci un colectiv, așa, un grup de tineri
cu care să discuți și să... De ce nu poți să vii și în televiziune sau să venim noi să fim acolo, cu care să discuți și să arăți că se poate? Cu siguranță putem realiza și această provocare. Tinerii mereu au dorință de afirmare, dorință de promovare și sunt foarte, foarte focusați pe business-urile pe care le întreprind. Așa cum v-am spus, am căutat mereu să am un anturaj sănătos, un anturaj constructiv, un anturaj de la care să învăț, să evoluez în permanență. Pe această cale mulțumesc persoanelor care și colaboratorilor, partenerilor care lucrează cu mine și cu societățile pe care le reprezint și parteneriatele pe care le facem. Cu siguranță nu ai să te oprești aici, pentru că ești un tip care vrei mai mult. Vă asigur că nu mă voi opri aici, voi merge înainte și voi încerca să fiu mai bun. Eu sunt în competiție cu mine însumi zilnic. Astăzi pot spune că sunt mai bun decât ieri. Minunat. Am venit în formula potrivită la dumneavoastră. Foarte bine, felicitări pentru asta și îmi place să aud lucrul ăsta. Dar am vrut să te mai întreb un lucru și cu asta aș vrea chiar să pun un punct pe ei. Tu ești un om cu compasiune care ajuți mulți oameni care n-au, care sunt în imposibilitate. Vreau să te întreb dacă ai avut vreun moment din viața ta în care ai ajutat pe cineva și ai simțit că ai atins cerul cu mâna. Da, mai multe momente de genul ăsta. Și este satisfacția cea mai mare pe care ți-o poate da ca om. Să faci o faptă bună, să ajuți un om la nevoie, este, din punctul meu de vedere, cea mai mare împlinire. Și Dumnezeu îți dă înzecit. Iar ca și cuvânt de încheiere, te rog să transmiți tinerilor un cuvânt din partea ta de încheiere. Nu știu dacă e potrivit, la mine nu există cuvântul sfat, dar o recomandare. Recomand tinerilor să fie ambițioși, să creadă în ei, să aibă credință în bunul Dumnezeu, să fie perseverenți și vreau să le transmit faptul că fiecare ușă închisă poate fi întotdeauna un pas înainte dacă te detașezi de acest episod negativ unde ți s-a închis ușa și încerci să vezi din altă perspectivă viitorul care ți se poate alăta. Mult succes! Mulțumesc, Radu! El este Radu Secuiu, el este un tânăr cu multă ambiție și cu un viitor frumos în România, dacă și România îl va lăsa să facă ceea ce vrea el cu viitorul țării acesteia. Adunați-vă în jurul lui, dragi tineri, căutați-l, pentru că aveți ce învăța și este un om care vă poate sprijini din multe puncte de vedere, doar dacă sunteți cinstiți, pentru că, așa cum ați văzut, nu-i place minciuna. Și este un mare, mare, o mare calitate lucrul acesta, să fii cinstit și curat. Dragi telespectatori, eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați fost cu noi alături în această emisiune. Așa cum știți, această emisiune este făcută prin ajutorul lui Dumnezeu și dedicată Sfintei Treimi și Măicuții Domnului. Mulțumim cu recunoștință pentru că putem să facem această emisiune, să vă aduc în fața dumneavoastră oameni cu suflet mare, oameni spirituali, exemple pe care le puteți lua și dacă sunteți în continuare alături de noi, vă mulțumesc. Eu sunt Gina Coșnete, el este Radu și vă așteptăm să mai fiți alături de noi în emisiunea Viața în Armonie. Zi minunată, la revedere! La revedere!